La data de 25 februarie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au identificat, reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă Ali PJ Gorj, doi bărbați de 48 și 51 de ani din municipiul Timișoara, județul Timiș, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetări a reieșit că cei doi bărbați ar fi sustras rucsacul unui bărbat în care avea documente personale, un card bancar și 110 lei, precum și portofelul unei femei în care avea documente personale, carduri bancare și 3.000 de lei, în timp ce aceștia se aflau într-o societate comercială. Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale a bărbaților. La data de 25 februarie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au identificat, reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă Ali PJ Gorj, doi bărbați de 48 și 51 de ani din municipiul Timișoara, județul Timiș, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetări a reieșit că cei doi bărbați ar fi sustras rucsacul unui bărbat în care avea documente personale, un card bancar și 110 lei, precum și portofelul unei femei în care avea documente personale, cardul bancare și 3.000 de lei, în timp ce aceștia se aflau într-o societate comercială. Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale a bărbaților.